pe când erau pe drum. Este o situație, o întâmplare ce s-a petrecut în vreme când Domnul Iisus era pe pământ fizic, în mod trupesc, ducând planul lui Dumnezeu de mântuire la îndeplinire și făcându-l pe ultima clipă. Și El însuși a spus, când era pe cruce, Tatăl s-a isprăvit. Și în timpul lucrării sale pe pământ, evangheliștii, acești slujitori ai lui Dumnezeu care l-au urmat pe Domnul Iisus, au fost însuflați, inspirați de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, ca să lase pe pagina Scripturii și acest pasaj, această întâlnire, această întâlnire, care probabil a avut loc în diferite momente. O întâlnire cu trei persoane sau o discuție, dacă putem să spunem, cu trei persoane. În timp ce Domnul Iisus era îmbunzit de oameni, în timp ce oamenii mulți erau pe Domnul Iisus, Iisus Hristos, Petru, și ce era pe drum, se oprește și se ocupă de umblare de drumul fiecăruia. Suntem în această dimineață și fiecare dintre noi avem un drum și îl parcurgem. Dumnezeu ne-a creat și suntem pe pământul acesta pentru că trebuie să parcurgem acest drum. Unii vor să sfârșească mai repede și pot. În ziua de azi și din totdeauna au fost oameni care au putut să decidă ca Domnul lor să se sfârșească. Dar asta nu înseamnă că și planul lui Dumnezeu era acesta pentru ei. Își au viață. Sunt modele, așa zise în lumea aceasta. Staruri, vedete, oameni care ajung în glorie, care sunt invidiați de cei mai mulți. Și la un moment dat, în culmea, așa zise, fericirii văzută de afară, decât de cei din jur, ei își au viață pentru că nu au găsit ceea ce au urmărit, ceea ce și-au dorit și-au dat seama că totul este efemer. Și ca și Solomon, la un moment dat, și-au urât viața. Și Solomon, cel mai înțelept om de pe pământ, a ajuns la un moment dat să afirme aceste lucruri, pentru că a căutat fericirea într-un mod nepotrivit, în locuri nepotrivite și n-a putut să o găsească. Dar e bine că s-a trezit chiar la sfârșitul vieții, după ce Dumnezeu l-a înzestrat cu atâta înțelepciune, cu bogăție, n-a avut niciun vrăjmaș în timpul vieții lui. Predecesorul său, tatăl David, s-a ocupat și i-a pregătit, dacă putem spune, un imperiu foarte bine pus la punct și a dăruit liniște în timpul vieții lui. Și Solomon n-a știut să se bucure în drumul lui pe acest moment. Și la un moment dat a tras această concluzie amară. Și dacă veți citi din dumneavoastră casă, în Eclesiastul, veți vedea că spune el, mi-am urât până și viață. Pentru că am văzut că tot ce se face sub soare este deșertăciune. Dragii mei, tineri, adulți, cei mai vârstă, suntem pe toți pe drum. Și pe când suntem pe drumul acestei vieți? În doar noastră, în glările noastre, în visele noastre, Iisus Hristos are cuvânt să ne spun. Și cred că și în această dimineață acest cuvânt, pe această lăbizuri, nu este un cuvânt și n-aș vrea să fie un cuvânt care să vină de la un om, pentru că n-ar avea niciun sens și n-ar avea temenicie. Singurul cuvânt care este încercat este cuvântul Dumnezeu. Adică, acest cuvânt nu dă greș. Spunea cineva la un moment dat, păi, Biblia aceasta este așa de veche, nu știu de ce mai găsiți voi ceva interesant în ea. În zilele noastre, atât de depășită și demodată că trebuie pus la o parte. A fost cândva pentru oameni care nu știau carte, care puteau să fie manipulați și asta s-a și încercat. Și asta susține oamenii cel mai mulți de viață. Că nu e o carte care merită importanță pentru a ne conduce viața, pentru a ne îndrija în aceasta. Și acest om inspirat de Dumnezeu, acel om cred că a fost inspirat, a spus, uite spre ce privești soarele. Da. Poți să-mi spui de câte mii de ani El stă, strălucește în universul acesta. Și trebuia să recunoască de mii de ani e vechi soarele acesta. E foarte vechi. E la fel de valabil. Ai nevoie de El și astăzi ca și cum a avut nevoie cei înainte. Și a trebuit să recunoască în mine. Da. Dacă cuvântul acesta îl avem la dispoziția noastră, este pentru că acest cuvânt
are valoare. Amin? Acest cuvânt are putere de mântuire. Și cuvântul Domnului spune prin Apostolul Pavel, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, vreau să citesc. De ce vreau să citesc? Pentru că de multe ori ne plictisim atunci când auzim cuvântul Domnului. Pentru că probabil nu înțelegem ce importanță mai are pentru viața noastră. Și de multe ori găsim ca ceva care îi pus așa în agenda vieții noastre și trebuie să se spună ca o liturghie care se obișnuiește să se facă în alte locuri. Repetă preotul, noi ascultăm, mergem acasă, duminica viitoare repetă și așa, într-o monotonie din aia a serviciului religios. Nu ajută la nimic și nu duce nicăieri. La un moment dat, mi se va părea atât de plictisitor că am abandonat. Dacă nu înțelegem gustul, miezul, importanța, secretul pentru viața noastră, că este ascuns aici. 2 Timotei 3:16. Spune, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și nu doar atât, și de folos. Util. Nu este ceva care să umple timpul în imaginația noastră. O carte de lectură să vedem cu ce să ne mai umorăm timpul. Să vedem ce s-a întâmplat sau anumite legende. Este o carte reală. O carte care prezintă lucruri reale ce s-au întâmplat. Experiențe umane, reale. Consecințe ale alegerilor oamenilor. Și numai atât. Și direcții ca oamenii să nu repete greșelile celor din trecut. Și dacă au căzut în vreo greșeală, să vadă că există o soluție pentru acea problemă, pentru acea dilemă de acolo. Această carte a Dumnezeu și spune de folos ca să învețe, în caz că nu vrem să învățăm, continuă și spune să mustre. Nu acceptăm nici mustrarea. Am ajuns într-o situație, într-o direcție greșită. Ea poate să-mi îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, adică într-o viață, cum vrea Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are un scop cu fiecare dintre noi, vrea să ne aducă într-o stare, așa cum spune, ca omului Dumnezeu, eu și noi toți, să fim desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Dumnezeu asta vrea. Orice lucrare bună, orice faptă bună, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit, aceasta ne sufletească viața. Și vrând nevrând în viața noastră ne lovim de ispite, ne lovim de atacuri din partea celor, dar cum putem să le facem față? Dacă noi nu avem informația necesară, dacă noi nu avem puterea ca să stăm în fața diavolului, în fața ispitelor, dacă nu suntem echipați, cuvântul lui Dumnezeu acela are această menire și Dumnezeu să ne ajute să ne îndrăgim. Această Evanghelie poate să ne ajute mult în viața noastră. Dacă nu, o avem degeaba acasă, ne va servi de mărturie, adică ca și un acuzator în ziua judecății. Ca alții s-ar fi bucurat să aibă o filă în această carte. Și cei care au avut-o, au îndrăgit-o, au citit-o și răscitit-o și au căutat să scoată din acest ocean infinit cât mai multă bogăție pentru viața lor. Iar noi avem mai multe, nu file, mai multe biblii, mai multe formate, modele, traduce, cum vreți dumneavoastră. Toate acestea sunt o bogăție, dar, așa cum spunea Domnul Iisus la un moment dat, cetăților care tot timpul au avut parte de minuni, de semne, de prezența Domnului Iisus Hristos, cetatea Nazaret de Bunoa, unde Domnul Iisus a fost foarte frecvent, era cetatea lui, se ducea acolo și oamenii cunoșteau. Și erau așa de împietriți, erau așa de indiferenți și ignoranți, că la un moment dat a zis, vai de tine! Și s-a adresat și la Capernaum, s-a adresat și la Horazin și la cetățile care n-au vrut să se pocăiască și a spus, vai de tine, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Ninive, cetatea aceea care era dată la păcat, de dată la păcat. Și a spus, de ce? Că în tine s-au făcut multe minuni, în tine s-a vestit, am fost prezent în mijlocul tău și ne-a vrut să te pocăiești. Și dacă auzea o singură predică, dovadă că Iona odată s-a dus acolo, și care de o zi a strigat. Și nu s-a mai dus și duminica viitoare. Și nu mai s-a dus și în sabatul următor. Și a spus, încă 40 de zile și cetatea de Ninive va fi nimicită. Și oamenii ce au înțeles că au de-a face cu un Dumnezeu care nu se joacă cu păcatul. Că au de-a face cu un Dumnezeu care nu numai că e bun. E și un foc care mistuie. Un foc care poate să prăpădească într-o clipă totul. Dar are un delung de răbdare. Și vrea ca toți să vină la credință. Ăsta e Dumnezeu pe care vrem să-L prezentăm, pe care vrem
să arătăm oamenilor și trebuie să arătăm cele două latere ale lui Dumnezeu, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care nu obosește iertând. Nu e capabil cineva să păcătuiască, dacă putem să spunem așa ceva. Nu poate cineva să spună, eu nu pot să vin, pentru că e prea greu pentru Dumnezeu să mă ierte. Nu. Nimic nu prea greu pentru Dumnezeu. Dar ceea ce trebuie să facem este ascultare, pocăință și întoarce la Dumnezeu. Și Domnul Iisus stă de vorbă cu acești oameni. Și aș vrea să privim puțin la ceea ce a spus Domnul Iisus, sunt simple cuvinte, a vorbit cu ei, atât de profunde. Și vă aștept, Domnul, câteva lucruri să înțelegem și noi vom continua. Și Duhul lui Dumnezeu poate să ne vorbească acasă, pe drum, ori de câte vreme, că Dumnezeu nu face risipă. Sunt oameni care au decis la un moment dat în viața lor să meargă pe drum. Am spus că pe drum merg toți oameni pe drum. E drumul vieții. Dar să nu meargă singuri. Vreau să iau decizii în viața lor. Și vorbesc în această dimineață pentru cei care au decis ca să meargă cu Domnul Iisus pe drum. Nu este mai frumos, nu este mai înalt, nu este mai promițător decât să știi că mergi pe drum cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă mă privi în cuvântul Domnului, n-aș putea, ar fi prea mult, ca să luăm, am văzut multe texte, în Matei, în Marcu, în Evanghelia după Luca, în Ioan. Vei ști că noroadele îl căutau pe Iisus și urmau și mergeau după El. Și voreau să facă orice și la un moment dat când Iisus dispărea, că pleca în altă parte, ei nu erau atenți, l-au scopat cumva din privire, așteptau și când au venit, i-au și luat la întrebări. Și a spus, unde ai fost? Te așteptam. Și vedem această sete, această dorință oamenilor să fie în prezența Domnului Iisus. Și am zice noi ce frumos și adevărat e frumos. Dar tot la acești oameni care, în momente de criză din viața lor, alergau la Iisus Hristos. În momente în care problemele îi măcinau, nu mai aveau unde să se ducă. Aduceți-vă aminte de acea femeie cu scurgere, care de 12 ani, scurgere de sânge, spune că a plătit tot. A încercat tot ce a trecut prin minte și toate posibilitățile. Și spune că era mai rău. Pentru că atunci Dumnezeu pune mâna. Dumnezeu nu greșește. Dar oamenii iau, nu iau bani, alții promit, dar oamenii sunt limitați. Dumnezeu se poate folosi și de oameni. Uitați în această situație, femeii, medicii au făcut mai rău decât bine. Și soluția ei singură a fost dragă. Și a spus, dacă voi putea măcar să mă aprind de haina lui, voi fi vindecat. Și a avut credință și s-a vindecat. Ceea ce vreau să spun, oamenii, în momente de criză, de neliniște, de neîmplinire, în care poate toate orizonturile s-au închis, aleagă de Dumnezeu. Oamenii care până în momentul acela al vieții de răscruce, nici n-au vrut să aibă parte de Dumnezeu. N-au ce să facă, cedează cei mai mulți, nu toți. Și acești oameni căutau pe Domnul Iisus. Dar ceea ce e trist să constatăm, n-au rămas cu Domnul Iisus. Și aceasta este pericolul în zilele noastre. De a spune oamenilor, de a prezenta o evanghelie ieftină. O evanghelie a unui Dumnezeu care se ocupă de problemele noastre. Un Dumnezeu care, dacă l-ai pe El în viața ta, o să ai demutare în fiecare zi. Un Dumnezeu care, dacă l-ai în viața ta, geabul, slujba, o să ai totdeauna. Pâinea nu-ți va lipsi de pe masă. Întotdeauna vei avea bani. Vei fi sănătos. Ești copilul Domnului. Și Dumnezeu îți va rezolva toate problemele. Și se predică aceasta. Se susține și se strigă. Dar este o evanghelie incompletă. Pentru că oamenii în momentele de cumpănă, de răscruce și de criză din viața lor, se agață și vor un asemenea Dumnezeu. Cine nu vrea un asemenea Dumnezeu? Așa au vrut și mulțimea. Să meargă cu Domnul Iisus și vom vedea imediat în Ioan, în capitolul 6, de la versetul 2, să citim. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Nu exista bolnav care să plece bolnav din fața Domnului Iisus. Nu exista boală, problemă care să zică Domnul Iisus mă depășește.
Pentru că Iisus Hristos pentru aceasta a venit să nimicească lucrurile diavolului și să arate că El are putere să ierte păcatele. În Luca, în capitolul 5, vom vedea că la un moment dat vine un slăbănoc. Este, nu vine. L-a dus. Nici nu putea să vină. Era slăbănoc. Din versetul 19 spune, hai să citim de la 18. Iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănoc și căutau să ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Dar erau mulți oameni acolo, multe probleme. Îi măcinau așa cât de abuzna, îl îmbulțea pe Iisus, nici nu mai putea să respire bine. Și spune, fiindcă n-aveau pe unde să ducă înăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patru printre cărămizi, în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când a văzut credința acelor oameni că știa că Iisus poate, El nu va mai merge pe pat acasă. El va merge pe picioare, îi credeau acești oameni. Și omul, mă gândesc că și aveau speranță că ceva se va schimba. Iisus a zis, omule, păcatele sunt iertate. Ăsta e scopul fundamental, cel mai important al venirii Domnului Iisus Hristos pe pământ. Să ierte păcatele. Nu să aducă vindecare tuturor oamenilor. Nu ca să extirpeze, să anuleze boala și suferința. El a venit să ridice ce nimeni nu putea să facă. Păcatul. Când Ioan a văzut pe Iisus Hristos, a strigat cu voce tare și a spus, iată, nu un miel. Au fost aduși mulți miei în Vechiul Testament și a spus un E mare, ceea ce înseamnă că e o singură persoană. Unul singur care poate să împlinească acest loc și acest scop. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii din vremea aceea, dinainte și de după. Doar în numele lui Iisus Hristos există mântuire și iertare de păcat. Și Iisus a spus, fiule, nu am terminat să vă dau, te rog să pui. Fiule, păcatele, omule, păcatele sunt iertate. Și acum toată lumea, ce blamă, ce pretenție, cum se ierte păcatele? Unul singur poate ierta. În mentalitatea și în concepția lor, era doar Dumnezeu care poate ierta. Ce pretenție are Iisus că El iertă păcatele? Și Iisus Hristos s-a folosit de toate aceste minuni care le-a făcut pe pământ să dovedească oamenilor că are putere să ierte păcatele și să schimbe destinația omenirii. Pentru că păcatul, plata păcatului, știm, este moartea. Salarul, consecința păcatului, nu este altceva decât moartea. Că pot eu să spun, mă distrez, viața mea aparține, fac ce vreau cu ea. Dar există la sfârșitul lunii, la sfârșitul vieții, un salar. Este ceva ce îți revine pentru ce ai făcut. Vrei sau nu vrei. Poți să fii penalizat sau poți să fii recompensat. Poți să fii răsplătit sau poți să fii trimis. Pleacă de la mine. Și Domnul Iisus Hristos, în această situație, vreau să continuăm, cărturarii și farisei au început să cântească, să zică ei înșiși, cine este acesta de rostește bule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Și acum, Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și a zis, pentru ce cărtiți în inimile voastre? Cine este mai ales, ne-a zice, păcatele sunt iertate? Sau a zice, scoală-te și lindă. Ce era mai ales? Pentru Iisus era mai ales să spună scoală-te și lindă. Dar ei nu putea să cunoască puterea lui Iisus Hristos de gâtea, că gândeau că eu cu ceva. Toma a zis, Doamne, eu nu o să cred, decât dacă eu mă convinc cu degetul meu să pun mâna în rănile lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu i-a făcut acest hatăr, acest har. Și acești oameni au avut har să vadă că mijlocul lor este însăși cu lui Dumnezeu și a spus, dar ca să știți, și asta vreau să subliniez, ce am spus înainte, scopul Iisus Hristos a venit ca să ia păcatele și să ne dea o stare de neprihănire în care să umblăm. O stare fără vină, dacă putem să spunem. În care noi să exersăm și să devenim privind la cuvântul lui Dumnezeu, la manualul care ne învață, să devenim așa cum vrea Iisus Hristos și a spus, să știți că fiul omului are putere pe pământ, să ierte păcatele. Ție îți poruncesc, a zis El slăbănocului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Întrebare, dacă n-avea Iisus Hristos putere să ierte păcatele, rămânea slăbănocul acolo. Rămâne. Și atunci, cu toți,
continuă poziția susținută. Și numai decât n-a trecut o lună, o săptămână, ameliorări, numai decât în acel moment în care cuvântul Iisus Hristos s-a îndreptat spre el, a luat viața acel cuvânt. Și oasele acelea au început să pună mișcare și spune că slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat, a primit și forță, n-a trebuit să facă nimic, să meargă, să se antreneze, ca să aibă din nou putere mușchi, pentru că la un cuvânt Iisus Hristos dă viață, dă putere și din ceea ce nu este, apare. Pentru că el are toată puterea în cer și pe pământ. Și a spus că a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Acum aia care a spus, cine ăsta? Uitați. Și toți au rămas uimiți. Nu spune că ăia care au fost cu Domnul Iisus, au zis, uite, suntem cu Iisus, a spăzut, să nu mai comentați. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu, plin de frică. Ziceau, azi am văzut lucruri nemaipomenite. Și asta face Dumnezeu și a făcut. Și înțelegeți noastră face miracole minune. Că noi facem când vrem noi, cum vrem noi, cu cine am vrea noi. Dar le face, de ce? Ca să-și însoțească mărturia cuvântului, cu semne și minuni. Care cuvânt? Că Iisus Hristos a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut și că oamenii pot să-și mântuiască sufletul să aibă iertare de păcate doar în Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul Iisus pentru tot ce a făcut pentru noi. Și oamenii ăștia, despre care am vorbit astăzi, în Ioan, capitolul 6, mergeau după Iisus cu grămadă. Și Iisus a zis, ați văzut semnele. Vă plac lucrurile senzaționale. Vă plac minunile. Oare ce mai vedem astăzi? Oare ce o să mai ascultăm? Oare să mă duc la Dumnezeu astăzi? Dacă vine și avem noi preferații noștri și când deschidem calculatorul sau alte mijloace media, zicem, vreau să-l ascult pe... Și avem noi preferații noștri, grupurile noastre preferate, modelele care vrem noi să nu ne luăm. De ce? Oamenii aleargă după senzațional de multe ori și-ar vrea să audă lucruri noi, așa ca și grecii, și vor să iasă din monotonie. Oamenii aceștia mi-au luat după Iisus că le plăcea. În fiecare zi vedeau ceva nou. Vedeau minunea Dumnezeu, dar toate aceste minuni aveau o menire. Să-i transforme pe ei în niște urmași al Iisus Hristos. Nu niște spectatori, nu niște consumatori care se duc după Iisus, beneficiază de ceea ce văd și rămân și la un moment dat se întorc la lor. Haideți să vedem în versetul 24 și 26. Au fost 7 motive, nu doar senzațiile. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici Iuduce, nici lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Ce fain, așa? Să vezi că oamenii îl caută pe Iisus și plătesc, oferă din timpul lor, se sacrifică. Hai să vedem cât de mult își doreau ei mântuirea sufletului lor, pentru că nu eu zic asta. Iisus Hristos care îi confruntă imediat. Când l-au găsit dincolo de mare, au zis, învățătorule, când ai venit aici? Poate cuvintele pe mine ai spus agenda ta, unde trebuie să ajungi, ca noi să putem să fim prezenți, să nu lipsim nimic. Și ce fain, credincioși, ce frumoși, nu? Se vezi că nu lipsesc niciodată, eram toate întâlnirile, sunt prezenți, totul este impecabil. Sunt pregătiți în prezența lui Iisus. Dar de ce? Aici se pune mare întrebare. De ce vreau eu să-L urmesc pe Iisus? De ce sunt eu ucenic cu Domnul Iisus? De ce vin la adunare? De ce mă numesc creștin? Ce urmăresc eu prin toate acestea? Pentru că Iisus a spus, drept răspuns. Adevărat, adevărat. Și când Iisus spune adevărat, adevărat, acolo nu există îndoială. Iisus cunoștea gândul. Cunoaște motivații, cunoaște tot ce ne-a întâlnit nostru. Nimic nu poate să se ascundă de ochii lui. Avem o impresie noastră că am putea să ne ascundă, dar El vede totul și a spus, adevărat, adevărat, vă spun că mă căutați. Nu contesta Iisus, îl căutau oamenii. Nu pentru că ați văzut așa, nici măcar pentru semne, probabil s-au obișnuit cu el, dar stomacul rămâne stomac. Nevoia fizică rămâne nevoia fizică și spune, mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile aceia și v-ați împărat. O, ce bun pești! N-au mâncat niciodată nici la restaurante, dacă ar fi fost, nici acasă nu trebuie să mâncați. Pește din mâna lui Iisus Hristos și pâinile acelea avea o savoare aparte, specială. Și Iisus Hristos zice, pe față. Ăsta e motivul pentru care îl mâncați. Ați mâncat? V-ați împărat? Vă place în prezența mea, dar scopurile voastre sunt pământești. Sunt trecătoare și asta nu duc la nimic și nicăieri. Și continuă mustrându-i, certându-i, îndemnându-i.
lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Deci Tatăl, adică Însuși Dumnezeu, pe El a zâmbat pe cetăl. Îi îndeamnă Iisus Hristos să privească la scopul cel mai important care ar trebui să le direcționeze viața, și anume mâncarea de pieritoare, transformarea vieților, transformarea destinilor, mântuirea sufletului lor. Au ascultat, rămâne ca noi să stabilim, dar nu ne ajută. Ceea ce rămâne noi să stabilim și să ne ajute este pentru ce îl urmăm, nu Iisus. Dacă îl urmăm, iar dacă nu îl urmăm, astăzi nu este târziu, este vremea cea mai potrivită să înțelegem că nimeni în lumea aceasta nu este vrednic, nu este calificat ca să fie urmat. Pentru că mai repede sau mai târziu, te vor dezamăgi. Cele mai mari staruri, cei mai mari oameni care poate ți-ai pune întrebarea, în care ți-ai pune să-ți plăcea ca să-i urmărești, să iei modelul lor de viață, într-o zi vor capitula și tu vei capitula după ei. Dar singurul care va rămâne un model demn de urmat, care nu te va dezamăgi și care într-o zi a promis și o va face. Îți va spune tot numele. Vine, intră în bucuria veșnică. Adică, fericire care ai avut pe pământ, secvențele alea scurte, sunt nimic. Aici nu mai există. Și dacă ne ajută Domnul, vom citi această din Apocalipsa. Pentru că Cuvântul Dumnezeu este cel care poate să ne motiveze și noi. A venit un om și a spus, Doamne, probabil, nu spune nimic despre acest om. Ce spune? Uitați ce spune Cuvântul Domnului și vreau să citesc. Un om i-a zis, și în Evanghelia după Matei spune Cuvântul Domnului, specific că era un tărturar, un om cu carte, care știa. Știa legea lui Dumnezeu, nu știa. Și a înțeles el ceva. I-a plăcut, probabil, în prezența Domnului Iisus și a luat o hotărâre. Și a spus, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și această hotărâre a spus, că e cea mai nobilă. Un om să decide asemenea lucru, să iau asemenea hotărâre, este cea mai importantă și cea mai capitală decizie să urmeze pe Domnul Iisus. Dar ne-am așteptat ca Domnul să spună, vin, intră aici în echipa mea, aici sunt ucenicii mei, care să fie apostol, pentru că tu ai fost un voluntar, eu să mă pup și să fac și tu parte. Vine aici în noi. Ascultați răspunsul meu. Vulpile au vizuri și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are nici o limită. Imaginați-vă o persoană care, cum am spus la început, ar accepta și poate accepte pe Domnul Iisus în viața lui și acceptă ca să își predea viața Domnului. Dar privește la beneficii. Atâtea beneficii de teamă pe care a Domnului. Mai ne cântăm o cântare care a spus că e greșită. Și vreau ca să ne rugăm de acele versuri. De ce? Trebuie să fim atenți. Asta te cheamă Iisus. O știți cântarea? Ai ajuns în necaz, în nevoi strântorat, ostenit și pribeag, alungat de Iisus. Nu știai că a murit răstignit. Pentru tine pe o cruce s-a jertfit. Și acum vine chemarea Domnului. Și atenție, trebuie să fim atenți la ceea ce înghițim. Pentru cel cuvânt ne agățăm de el. Și ne vom trezi că suntem dezamăgiți, că l-am înțeles greșit. Și Iisus n-a zis niciodată lucrul ăsta. Și spune autorul, asta te cheamă Iisus, să te întorci din păcat, fericit ca să fii și salvat. Până aici, perfect. Adevărat. Și continuă, spune, de necaz vei scăpa. Strântorat, nu vei mai fi, din belșug vei avea bucurie. Oare să fie chiar așa? Nu. Ci din cuvântul Domnului vine și spune, din potrivă, o să aveți mai multe lucruri. O să fiți mai apăsați, o să fiți mai testați, pentru că eu vă pregătesc pentru împărăție. Să fim atenți, ceea ce înțelegem, ceea ce ne spune Domnul Iisus și ceea ce spune la alții. Pentru că foarte ușor ne putem amăgi și omul ăsta, probabil, așa s-a amăgit, a văzut pâine proaspătă caldă, pești, duni, minuni și semne. Păi ce să stau eu cu rabinii la templu? Ce să mă duc în fiecare zi de sabat? Iar așa de monoton acolo să aud cum citesc Tora, fără putere, vorbesc fără putere. Iisus, uite, vorbește cu putere. Asta îmi doresc eu, sunt torturat. Nu știu ce a fost în inima lui, dar ne putem permite să ne imaginăm că a fost o motivație la baza acestei decizii. Dar una bună, că Iisus Hristos îi dă răspunsul, nu știa inima. Răspuns, auzi,
până și vârful, sălbăticiunea lui fiarei când au vizuit. Și păsările își fac cuibul, dar prin urminal își petrece unde și pe tatăl. Ce vrea să zică Domnul Iisus cu asta? De când a venit Iisus Hristos în asta, a trăit o viață de suferință. Și vom învăța în zile care urmează, pentru că ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului. A ales, nu i s-a dat, a ales să ia condiția cea mai de jos, cea mai sărată, cea mai umilă, cea mai contestată și respinsă de oameni. Și Isaia o vede și spune, cine a crezut în ceea ce nu se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Era crescut ca o drasă slabă într-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe și nici strălucire și nimic care să ne atragă privirile. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință. Era așa de disprețuit când îți întorceai fața. Poate cuvinte, când înțelegeai cu adevărat prețul ce înseamnă să fii cu Iisus, abandonarea cu oferta. Și Iisus Hristos vine și confruntă acest om și spune, fiul omului n-are unde și plecată. O viață de suferință pe care l-a de mine. Poate tu ai vise, vrând, dorind să mă urmez, dar umblarea cu mine va fi o umblare în suferință pe acest pământ. Nu spune cuvântul Domnului ce a decis acest om. Dacă a mai negociat, dacă a mai încercat să mai stea, se termină aici. Dar aș vrea să privim o altă situație. În Matei, capitolul 11. Tot un tânăr. Și nu orice tânăr. Un tânăr care avea cam tot ce-i doresc tine în ziua de azi. Dar să vă când a auzit în urmă vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe ambiții. Un tânăr bogat, un tânăr care era învățat, nu era oricine de scara societății, dar spune că a avut și el, viața veșnică și a venit la Iisus și nu putea înțeles, probabil de la rabi, de la cei din jurul lui. Iisus este Mesia și a spus, bun învățător. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și el se îndreptățește și spune, eu am o viață morală, tot ce trebuia păzit, am păzit. Și Iisus îi spune, auzi, un singur lucru te descoate din viața veșnică. Ești legat. Ești legat de ceva. Și dacă tu accepti să fiți legat de acel ceva, pentru că el era o avuție, o să fii liber. Și spune, atunci, după ce? Uitați. Nu te devine ce ai de la sărat și vei avea cum arunce poate cuvinte, scapă-te de povara care te ține ca să ajungi în cer, care te ține legat. Apoi, vin și urmează-mă. Nimeni nu este oprit, nimănui nu i s-a interzis ca să urmeze pe Domnul Iisus. Ceea ce îmi place la Iisus, n-a început să îi ducă cu zăhăreu și cu vorbe mărbăritoare. Hai, veniți după mine, o să vedeți, chiar dacă acum nu se întâmplă nimic, dar peste un an, doi, trei, zece, o să vedeți, o să devenim o forță. Nu! Iisus Hristos din start le-a spus, uite care este prețul și a spus și acest cărturar. Asta va fi viața ta. Dacă până acum ai fost în confort, dacă până acum ai făcut ce ai vrut tu, dacă până acum te-ai simțit bine în poziția în care ai fost, în locul tău, în spațiul tău, așa, bine te-ai jurit, din acest moment în care tu decizi, viața ta, imaginea vieții tale va fi radical schimbată. Acest tânăr a plecat întristat, spune cuvântul Domnului, n-a acceptat oferta. Un singur lucru a despățit. Și Iisus s-a uitat după el, l-a iubit. Și a fost îndurerat să constate și să vadă că oamenii așa de ușor renunță la ceea ce este cel mai prețios pentru niște lucruri vremenice. Nu știu ce facem noi, care decizia noastră, care sunt așteptările noastre pe care Domnului. Dar aș vrea ca să citesc, ca să fim încurajați. Și de ce? Ajungem în situații nebănuite, nevisate, neașteptate în viața noastră de creștini. Pentru că spunem, noi că urmăm pe Iisus și bine a fost că am decis aceasta. Dar nu putem să le evităm.
De ce? Că suntem în lumea aceasta care zace cel rău. Suntem în lumea aceasta care suferă consecințele păcatului și ascultării și este în durerile, cum spune Apostolul Pavel Roman, sufere durerile naștere, adică are așteptării acelui moment când vom ieși la viață, întotdeauna. Dar până atunci e suferință. Și Iisus Hristos astăzi ne promite și nouă că va fi cu lor. Ne promite că nu te va lăsa singur și se bucură că vrem să mergem cu El și să-L urmăm. Vreau să întreb, vreți să-L urmați pe Domnul Iisus? Amin. Vrem cu adevărat, indiferent ce ne rezervă ziua de mâine, săptămâna viitoare, anul următor, lucrurile se schimbă rapid și brusc, în mod neobișnuit și nebănuit de repede. Suntem șocați văzând repeziunea cu care se derulează evenimentele, pentru că toate acestea anunță că Iisus Hristos este chiar la ușa asta. Asta așa a spus Domnul Iisus. Când veți vedea lucrurile acestea începând să se întâmple, voi ce să faceți? Intrați în panică! Încercați să vă ascundeți în buncăre, unde apucați, așteptați acolo. Și nu, ridicați-vă ochii spre cer, că izbăvirea voastră se apropie. Pentru noi, poporul Domnului, ar trebui să fie o încurajare, să spunem, toate acestea ne anunță plecarea de pe acest pământ, eliberarea pentru totdeauna și vreau să citești ce a promis Domnul Iisus. Bă, și mie, că l-am ales la urmă și mai ales la cei care nu de multă vreme au spus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Este cea mai frumoasă hotărâre care o poate face un om. Și spune noi înapoi, eu nu voi da nimic nu mă va plinti pe cale. Adică nu există un lucru care putem aminti, care ar putea să-L plintească. Dar totuși există unul. O inimă rea și necredincioasă poate, foarte ușor, să-mi despoate Dumnezeu cel viu. Vreau să citesc Matei capitolul 16, Matei capitolul 10, la versetul 16, o să fie poate puțin mai mult de citit, dar cred că ne ajută ca să vedem că Domnul Iisus ne-a spus adevărul și nouă în față. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Acceptăm? Deci noi trebuie să fim ca niște oi, nu ca niște lupi în mijlocul lupilor. Vreau să devenim noi pe lucruri noi. Am putea repede să lăsăm să dezlăm și nu de multe ori am văzut cum și-au arătat oții. Și am zis, Doamne, chiar eu sunt capabil de așa ceva. Chiar eu sunt în stare, un copil al Tău, să spun, să mă port, să vorbesc, să privesc, să mă comport în halul ăsta. Da, dacă nu avem grijă, spune cuvântul Domnului clar, trăiți după îndemnurile Duhului și nu după îndemnurile firii. Dacă trăim după îndemnurile firii, abia așteaptă firea, leul ăla, din lucrul ăla, din noi să-și arate poți. Dar Iisus a zis, eu numai că vreau vrea oile mele care să ascultați la sună, dar eu vă și trimit. Nu vă ascundeți acolo în staul vostru. Vrem să ne ascundem. O să vină ca să deschidă cineva ușa și o să ne scoată. Și ucenicii au crezut că pot să stea acolo cu păstorul Iisus Hristos să se roage, să cânte și la un moment dat au zis bătăi în ușă. Și au început ușa, au văzut că ușa se forțează și au început să fie matrizați unul câte unul. Au plecat tare pe unul. Și au înțeles că eu zic, o, Iisus ne-a trimis. Nu ne-au spus, voi sunteți acolo într-un staul protejat, nu o să vi se întâmple nimic. Nu! Vă trimit în mijlocul lupilor. Dar, fiți înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbii. Păziți-vă de oameni. Poate cuvinte, nu crede tot ce ți s-a arată așa la prima vedere. Zâmbetul ăla, poate să fie unul de oameni, unul pățarnic. Fii atent! Încrederea ta, modelul tău, pe cine să te duci Iisus să fie mai Dumnezeu, pentru că surprizele sunt tot la tot pasul. Păziți-vă de oameni că vă vor da majoritatea suboarelor și vă vor bate sinagogile lor, viața de creștin. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți de mărturie. Pe cum să slujești dacă tu stai acolo închis? Dacă Dumnezeu nu poate să se folosească de noi, să fim o mărturie, oricine suntem. Putem noi să slujim de mărturie. Înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ceea ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi ce din Tatălui vostru va vorbi în voi. Aș vrea să citim și din Matei, din Ioan capitolul 15, de la versetul 15, versetul 18 până la 20. Ioan, capitolul 15, versetul 15. Nu vă mai numesc robi. Ce frumos! Nici măcar Domnul Iisus nu i-a mai numit robi.
pentru că El vrea copiii Lui nu să fie niște oameni din aia pripeniciți, subjugați, condamnați, iar trebuie să plâng, iar trebuie să mă rog, iar să citesc, viața asta de creștin, ce robie, ce greu să fii creștin. Nu se bucă Dumnezeu de rog, din așa. Spune, nu vă mai numesc rog pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu, în versetul 18. Vă poruncesc, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Creștin, viața de creștin. E asta ceea ce ne promite Domnul Iisus pe pământul acesta. Până la versetul 20, versetul 19. Dacă ați fi din lume, dacă vrem să ne iubească lumea, nu e nicio problemă, un singur switch. Un singur clic, o singură schimbare. Și vom fi în acord cu lumea. Și ne vor aprecia pentru că vom fi cu ei. Vom fi din echipa lor, vom avea principiile lor și atunci vom fi prieteni. Dar spune, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce-ți dar e dar, pentru că nu sunteți din lume. Pentru că Iisus ne-a izbăvit, ne-a smuls în această lume și vrea să fim diferiți. Noi avem o altă chemare, noi am plecat pe drum cu Iisus, nu mai mergem cu lume pe drum. Și Domnul să ne ajute să înțelegem ce este lume, ce trebuie să dăm la o parte și să nu uităm că Iisus nu acceptă cu Iisus. Nu ne place. Am vrea așa acest om să mergem și cu Iisus, să rămânem și cărturare, să ne vedem și de viața noastră și de confortul nostru și de binele nostru și să ne avem rezolvate pe amândouă. E fain așa, nu? Paradisul pe pământ, paradisul cer. Nu-ți merge. Iisus Hristos spune asta. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe voi, vă vor păzi. Lăs și mă opresc aici cu aceste descriere ale unei vieții de creștini. Sunt mult mai multe. Și spune Domnul Iisus, când cineva se înscrie la oastă, când cineva s-a apucă să zidească, se gândește, oare o să merg în urmă, oare o să reușesc? În această zi, dacă nu ne-am face socotelie și bilanțul, siguranță toți am spune, nu sunt capabili. Mi-e frică și de înțințare. Sunt copii care nu fiu când văd un greier, un lup prin casă și încep să strige. Cum să fiu eu în stare să stau în picioare, în fața împăraților, în fața oamenilor, să sujesc de mărturie? Cum să fiu un pocăit adevărat în lumea asta atâta de rea și mizerabil? Cum aș putea? Nu sunt în stare, mi-e frică. Am putea să spunem noi. Dar pentru frica noastră, Dumnezeu a găsit soluția. Și a spus, voi singuri nu puteți face nimic. Și a spus la ucenici, despărțit de mine n-aveți nicio șansă. Veți cădea mai repede sau mai trezit. S-au trezit din ăștia viteji. Și unul dintre ei a fost Petru, care zice, Doamne, eu te urmez oriunde. Doamne, eu sunt în stare și sunt gata să merg și la moarte cu tine. Și Iisus a cunoscut și a zis, Petru, eu deja m-am rugat pentru tine. Pentru că Satana va cerut să vă ceazmă. Ca și pe greu, dar m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă și după ce te vei întoarce la Dumnezeu. Pentru că vei avea parte de constatarea ta personală, că nimic nu poți să faci fără mine. După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să ajuți pe frații tăi, pe cei care se luptă poate cu aceleași lucruri și vor să meargă spre cer. Iisus Hristos ne-a promis că va fi cu noi și în Ioan și vreau să termin cu aceasta să lăs loc și urmaților să laude pe Domnul. În Ioan, în capitolul 15, cuvântul Domnului mi-a spus, merg de-a putea în cer, la cer, să ne pregătească pe noi, tot pentru noi. Vedeți? A venit pentru noi pe pământ, s-a dus înapoi tot pentru noi să ne pregătească și a spus ca unde sunt eu să fie și slujitorii, cei ce m-au urmat, cei ce m-au iubit, cei ce-au ales de bunăvoie, cei ce m-au iubit, nu cei care spre cer, mers spre cer, vai, oare cum se termină, nu? Cei care m-au iubit și-au așteptat vederea mea. Și spune în Ioan capitolul 14, ce scuze, spune, dacă mă iubiți, dacă vreți să mă urmați, dacă așa cum susțineți voi că mergeți cu mine pe drum, nu se poate să vă vedea și spune, veți păzi poruncile mele. Dar nu putem, Doamne Iisuse, nu putem, că e așa de greu într-o lume super coruptă, super degradată, nu putem. Și spune Domnul Iisus, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în viață. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu poate primi, pentru că nu vede și nu cunoaște, dar voi cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani.
mă voi întoarce la voi. Și având aceste promisiuni, având aceste convingeri în noastră, văzând prezența Domnului în fiecare zi în viața noastră, felul în care lucrează El la desăvârșirea noastră, ce ne rămâne nou de făcut? Să mergem mai departe cu El, pentru că nu mai putem vorbi de ceilalți care, la un moment dat, au început să se scuze și să spună: Doamne, eu am o problemă, lasă-mă întâi să-mi rezolv problema. Așa că a zis iară, aș vrea ca să fac altceva, să mă slăcer, să mi-au rămas bune la ei. Altul a zis, vreau să aștept până rezolv problemele care trebuie să le fac în familie și o să-mi rog pe tatăl meu, probabil era în vârstă, probabil era bolnav, nu știu. Dar Domnul s-a spus, cine pune mâna pe porc și se uită înapoi, nu este distrunit în părție. De ce? Pentru că Iisus putea să meargă cu el la tatălui și să-l vindece de acolo. Păi zic, Doamne Iisuse, vin cu tine, dar te rog, în drumul tău, hai să ne oprim și pe la tatăl meu, să nu încurajăm și poate o să-l vindeci și pe el, că doar o vindecat atâția oameni. Iisus, lasă-mă eu mai întâi. O decizie personală. Și Domnul Iisus i-a spus, trebuie să vinde pe mine. Dacă vrem să mergem pe Domnul Iisus, nu putem să mergem pe loc. Trebuie să privim la ceea ce a făcut El, la ceea ce așteaptă El din partea noastră. Și dacă vom face, dacă vom păzi orice Domnul Iisus, dacă iubim, într-o zi avem nădejdea că vom auzi la ce a făcut și Domnul Iisus. Așa a spus Apostolul Pavel. Spune, m-am uitat la cea bună, am sfârșit credința, am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum ce l-a convins mă așteaptă cununa neprihănirii, cununa vieții care mi-a vădat Domnul în ziua aceea. Mă duc să mă odihnesc acum. Dar Domnul ne-a promis ce nu va da. Dar continuă și a zis, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit. Dacă îl vom iubi, dacă îl vom urma, dacă alegem asta de bunăvoie, în lumea asta rea, plin de necazuri și de dureri, El a promis că va fi cu noi și aici. Dar ce cel mai frumos, vă rog să-mi permiteți că am zis că vă citim la Apocalipsa, este o promisiune foarte încurajatoare pentru mine. Și apoi mă voi opri. Deci să zic că am trecut peste Apocalipsa, capitolul 7, versetul 14. Pentru că de multe ori, ca și tine, zicem, măi, dar oare se merită schimbul, se merită oferta asta în viața asta, atâtea ți se oferă în față, atâtea poți să faci posibilități. Și cine știe dacă opri ceva? Să știți că Dumnezeu are putere să ni se descopere în mod personal și în mod deosebit tinerilor. Să aveți o experiență personală, să vedeți cu adevărat mâna lui Dumnezeu întinsă și implicându-se în mod personal în viață. Puneți-i la încercare pe Dumnezeu. Sunt situații diferite, la nivele diferite, dar puneți-i la încercare și Dumnezeu se va lăsa descoperit pentru că a spus, mă veți găsi cu o convinție dacă mă veți căuta cu toată inima. Dumnezeu să ne ajute pe toți să-L căutăm, să experimentăm noi în viața noastră, nu din spusele părinților, a bătrânilor sau bunicilor. Noi cu ochii noștri să vedem pe Dumnezeu. Apocalipsa 7, 14 spune cuvântul Domnului. Doamne, i-am răspuns eu, Ioan, punea întrebare. Tu știi, adică a văzut o groată mare îmbrăcată în haine albe și nu știa de unde vin. Doamne, tu știi, mă surprinde, mă uimește, de unde atâția? Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine, versetul 13, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Deci, pe pământ, din lumea asta plină de rău, de războaie, de nesiguranță, de păcat, de mizeria care a ajuns în culme, cum s-a cântat în corul de fete mai mare. Ei și-au spălat hainele, au făcut alegerea, totul s-a schimbat în viața lor. Și le-au albit, hainele lor n-au fost curate, nu s-au născut sfinți, toți s-au născut păcătoși, le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea Sfântului Domnului, alegerea lor, a lui Dumnezeu. Și slujesc de și noapte în templul lui, cel ce șade pe scaun de domnie și va întinde peste portul lui, nu le va mai fi foame. Să rezolvă și problemele. Nu ne va mai fi sete, nu îi va mai dobori nici soarele, nici vreodată așiță, căci mielul care cândva și-a dat viața pentru întreaga omenire, e acolo, el și-a dus la desăvârșirea împlinită și spune că el, care stă în mijlocul scaunului domnie, va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții
Și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Thank you.